Sfântul cu voi, fraților care astăzi ați ieșit să fiți în casa lui Dumnezeu, mă rog din toată inima Domnului să vă binecuvânteze. Sigur că e o sărbătoare specială aceasta astăzi, prima duminică după Paște, spunem noi, după sărbătoarea în care ne duce o minte de patimile Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă spun pentru creștini cea mai mare sărbătoare este aceasta a morții și învierii Domnului Iisus. De fapt, centrul de greutate a propovăduirii noastre stă aici. Scriptura spune că dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră va fi zadarnică asta. Și zadarnică ar fi și propovăduirea noastră. Însă este paradoxal, mulți oameni cred în învierea Domnului Iisus Hristos, cum spuneam și aseară, și au zadarnică și slujirea și credința. Biblia ne avertizează că trebuie să trăim într-un anumit fel, să ne purtăm într-un anumit fel, încât nu cumva la urmă să fi alergat degeaba sau zadarnic. Cu toate că Hristos a înviat. Și toate lucrurile care s-au întâmplat și care sunt scrise aici, îmi place tare mult la finalul textului de astăzi citit, nu s-a citit lucrul acesta, vreau să-l citesc eu. Spune așa, versetul 30 din Ioan, capitolul 20. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. A făcut semne ca ucenicii să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu și că a înviat din morți. Și spune așa, versetul 31. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Amin. De ce au fost scrise lucrurile acestea? De ce ne scrie Scriptura despre Toma astăzi? De ce citim asta? Și creștinismul, în general, a făcut o sărbătoare duminica aceasta, se încheie săptămâna aceasta de după Paște, duminica Tomii, zicem noi, la 8 zile, s-a întâmplat ceea ce ne-a fost relatat de Scriptură în dimineața aceasta. Au fost scrise lucrurile acestea pentru ca noi să credem. Tocmai de aceea au fost scrise. Să învățăm de la Toma. Mulți îl numesc pe Toma, sau au venit zicala aceasta de la numele lui Toma, Toma necredincios. Dacă unul dintre noi nu crede ceva, tu ești Toma necredincios. Vreau să vă spun că Toma este credincios. Și Domnul a lăsat așa pe paginile Sfintelor Scripturii exemplul lui ca să învățăm și noi de la El și ne putem regăsi fiecare dintre noi în situația lui Toma. Fiecare dintre noi, vreau să spun în dimineața asta, trebuie să trecem prin etapa aceasta prin care a trecut Toma ca să ajungem la credința în Domnul Iisus Hristos. La credința în Domnul Iisus Hristos. Despre credința aceasta ne spune Scriptura că este singura credință mântuitoare. Credința în Domnul Iisus Hristos. Să știți că, în general, vorbind despre credință, ea este acceptarea unor lucruri. A fi de acord, a accepta că există sau că se facă. Tu crezi? Cred, sigur, cred. Dacă eu vă spun astăzi, de exemplu, credeți că eu mă pot duce la Cluj cu trenul? Ce ziceți, fraților? Ce răspund? Cred, cum să mă? Du-te la gara, ia-ți bilet și du-te la Cluj, se poate. Nu? Ai acceptat asta. Credința, într-un mod general, a oamenilor. Sigur, toți oamenii au astfel de credință în Dumnezeu. Iar și ateii cred. Eu sunt chestii necredincioși. Cred că nu există Dumnezeu. Au credință și ei. Credința este la modul general. Și mulți oameni spun așa, am credință, eu sunt credincios, pentru că am o astfel de credință. Biblia ne spune că noi trebuie să credem, să acceptăm lucrurile printr-o credință specială. Este o credință. Pe mine m-a șocat așa exprimarea care este în Galateni, făcută de Apostolul Pavel. Dacă deschidem Bibliile în Galateni, capitolul 3, la versetul 22, aici Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credința în Iisus Hristos. Interesant.
Poți crede cu o anumită credință. Eu am numit o credință generală. Sunt oameni care cred. Nu? Sunt oameni care au o credință specială. Prin credința, ei cred prin credința în Iisus Hristos. Asta este credința Scripturilor. O credință deosebită. Dacă deschidem Biblia, vom vedea despre credința aceasta încă o particularitate la Epistola Apostolului Iuda, la pagina 1204, e cea mai scurtă epistolă, cred că după Ioan 3, a treia lui Ioan, nu știu dacă le putem compara, da, epistola a doua și a treia lui Ioan sunt mai scurte, a lui Iuda puțin mai lungă, dar cred că cele mai scurte. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, așa, versetul 3, pe eviților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn să luptați pentru credința. Una, care a fost dată Sfinților, o dată pentru totdeauna. Vedeți, este o credință specială aceea care te mântuiește. Credința în Iisus Hristos. De aceea tema astăzi este să credem în Domnul Iisus Hristos. Este o credință dată Sfinților, o dată pentru totdeauna. Frații mei, am vorbit despre lucrurile astea și ce să vorbim altceva sau ce să predicăm altceva decât credința în Domnul Iisus Hristos. În locul acesta n-am mai vorbit despre asta. Dar astăzi o particularitate specială a credinței în Domnul Iisus Hristos. Nu este orice credință, nu este una generală, nu este acceptare. Posibil, eu cred că sunt